noiembrie 2018 în CIP Chișinău, colegii cu Supremul de Justiție, în componență președinte ședinței Ion Drusă, judecătorii Olex Ternuală, Iulia Stârcu, Valeriu Doagă, Ala Cobănianu, Galina Stratula, Tamara Chișcătorinova, Iuri Găjunar, Maria Gherăl, asistent judiciar Fatima Gărmurat, Dan Bucușoi. Examinată ședință publică, cereri chemare în judecată, depusă de domnica Manol, împotriva Consiliului Romanului Statului, Serviciul de Informații și Securitate cu privire la anularea actelor administrative, restabilirea în funcție de judecător, încasarea salariului pentru lipsa forțată de la muncă, repararea prejudiciului material, moral și încasarea cheltuielilor de judecată, în conformitate cu articolul 236, 238, 241, procedură civilă, articolul 25 din legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, articolul 25-27 din legea Concios Administrativ, Colegiul Curții Supreme de Justiție hotărăște. Cereri chemarea judecată depusă de domnica Manole împotriva Consiliului Superior al Magistraturii și Serviciul de Informații și Securitate cu privire la anularea hotărârilor numărul 450-21 din 4 iulie 2017 privire la examinarea în ședință închisă sau publică a adresului consultativ pe imaginea verificării unui judecător și numărul 451-21 din 4 iulie 2017 privire la adresul consultativ pe imaginea verificării unui judecător al Consiliului Superior al Magistraturii, restabilirea în funcție de judecător, încasarea salariului pentru lipsa forțată de la muncă, repararea prejudiciilor material, moral și încasarea cheltuielilor de judecată, se respinge. Se exclude din punctul 2 al dispozitivului hotărârii numărul 451-21 din 4 iulie 2017 cu privire la adresul consultativ pe imaginea verificării unui judecător al Consiliului Superior al Magistraturii, sintagma articolului 15, aneatul 4-5 de legea 271-16 din 18 decembrie 2008 cu privire la verificarea titularilor și a candidaților la funcție de judecător.